Domnule președinte, a doua victorie mai dificilă decât prima precedentă, a fost 4-0 atunci. A fost un meci greu, Inter Clinceni, în ciuda locului din clasament, s-a dovedit un adversar foarte, foarte dificil, un 2-1, avantaj minim. Vreau să mă întreb în primul rând de arbitraj, a fost un penalti apărat de Preda, Sportingul a solicitat și ea la rândul ei un penalti. Dumneavoastră, cum ați văzut arbitrajul? Bun, în primul rând, bună ziua. Da, într-adevăr, a fost un joc foarte greu și Clinceni este una dintre echipele bune ale campionatului. Ei au puncte puține pentru că au și un joc mai puțin disputat. Ce pot să spun? Mă bucur că am luat cele 3 puncte. Despre arbitraj, ați văzut și dumneavoastră cum... ce a fost. Dacă în prima repriză au fost doar câteva greșeli, după părerea mea, nu sunt un specialist, dar s-a văzut, să spun așa, cu ochiul liber, un penalti care doar arbitrul l-a văzut. Faza premergătoare, asistentul arată 5-50, centralul indică corner, de acolo a ieșit și penaltiul. Eu zic că am mai avut și noi un penalti clar la Bocănete, minutul 60 și ceva, nu mai rețin bine minte, la scorul de 1-0. Asta este, ăștia sunt arbitri, suntem obligați să-i suportăm, ca să spun așa. Nu avem ce să facem. Până la urmă totul s-a terminat cu bine, Preda a apărat penaltiul, Moșteanu a revenit și el cu gol rapid după ce a fost egalați. Aveați doar 4 puncte în clasament, acum sunt 7 puncte, un balon important de oxigen pentru Sporting, a adus liniștea și optimismul. Ce așteptați la deplasarea următoare de la Câmpul Lung? Da, în primul rând mă bucur pentru Preda, că ușor-ușor își va intra în mână. A apărat un penalti și cu Astra, în jocul cu Astra, astăzi încă un penalti. A avut și 2 intervenții bune, un șut din vincul în prima repriză. V-am spus încă o dată, mă bucur pentru el că ușor-ușor va intra în mână, să cunoaște și el un pic lipsa de jocuri, câteodată este nesigur la minge ușoare, dar cred eu că jucând în continuare va da siguranță acolo echipei noastre. Noi toate jocurile le tratăm cu aceeași seriozitate, cu aceeași devotament. Vrem să mergem la Câmpul Lung, care și acolo, prietenul meu, am un prieten acolo, antrenorul echipei, știu că are o echipă de copii, dar care aleargă foarte mult, să dăruiesc și au și 8 puncte, dacă nu mă șer, în clasament. Sperăm să venim cu un rezultat pozitiv de la Câmpul Lung.